Bună ziua oameni buni, bună ziua tuturor! Bun, hai să revenim la un subiect delicat mai nou astăzi de pe YouTube cu doamna Silvia Păduraru de pe Italia. În primul rând, țin să vă aduc aminte că noi am cunoscut-o pe Silvia Păduraru prin ELA, acea doamnă care mi-a trimis un pachet de, cu medicamente, care am făcut un, un vlog, de am prestat acel pachet și am mulțumit public, el a fost prietene cu Ela și el a mă într-o zi ca să o ajut cum să uh, dea cheițe, adică cum să dea moderator. Bineînțeles că el a sunat și m-a întrebat dacă sunt de acord ca să dea numărul meu la această doamnă de pe Italia. Bun, a fost ok, hai să dau numărul de pe Italia la această femeie care vorbește prost. Când am luat numărul, când a obținut numărul meu, m-a sunat a doua zi și a început să vorbească de pe cine ea și așa mai departe. El ea a explicat câteva chestii cum se face de cu YouTube, cu moderator și așa mai departe. zice, deci, Zoltan, eu nu știu că n-am experiență. Bun. Dar, totdeauna noi când vorbeam cu ea, vorbeam în grup. Și anume, eu, ea și Brigita mea. Niciodată n-am vorbit singură cu ea. După aia, ea a spus în felul următor, o să mă ocup de ăștia doi, pentru că dacă vă aduceți aminte, atunci ceapa la și cu joița de pe Italia, cu proxeneta de pe Italia, sau legat de și că a făcut o uh, uh, bubăciune în toate chipurile. Femeia s-a enervat și a spus că eu o să mă ocup de ei. Bun. Atunci când s-a ocupat de ei și când a fost acest că doar sunt la evole acolo publice, ne tot împreună. Dar noi, eu, niciodată nu am vorbit singur fără Brigita mea. Brigita niciodată nu a sunat-o nu ca să duc aminte, că Brigitte nu a sunat-o niciodată. Ea am fiecare dimineață să trimitea niște poze cu cafea, o bună dimineața la cafea, o etică. Dar nu era ceva urât. Și vorbeam de ale noastre, de peste aia, una alta. Când voceam noi live-uri, vinea pe la noi, dar noi niciodată nu ne-am spus că să nu mergi la ăla, la 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 la, că fiecare merge unde vrea. Dar ea a spus în felul următor, eu nu mă duc la jegușe de oameni pentru că nu sunt oameni. Da? A, mă sună el într-o zi. Adică eram, în, eram, cu soția la telefon și zice el am felul următor. Bă, voi știți că eu sunt blocat de zile la pădura? Zic eu, cum dracu ești blocată? Că nu are cum, că ce ai făcut? Ce nu știu, Zoltane? După aceea se uită și Brigit, hop, și a fost și a blocată pe WhatsApp. Acum, cu boții. Mai femeie, sunt două tipuri de boți și v-am spus de M ori la toți live-uri. Chiar și la Miciulica. Uite, să iese Miciulica pe canalul lui, că Brigită a fost cu mine în grup și cu Adina Kiki. Adina Kiki, încerc scuze că o aduc în discuție, a vrut și ea ca să ajut cu canalul. Și a spus, Zoltan, eu îi trimit banii la brigi și tu îți faci treaba. Zic, ok. Între timp, a sunat, Adina l-a băgat în grup pe Mișa. Deci eram eu, era Kiki și era și Brigit. Atunci când m-am dus eu, de-am reparat mașina Nissan. Când s-a uitat Mișa, el a văzut că cu 10 euro cumperi boss. Nu e adevărat. Cu 10 euro cumperi doar vizualizări. Și vizualizările nu se iau în considerare. Să spună orice oameni ăștia mari care știu informatică, kv ul sau adisine și așa mai departe, să spună că de 10 euro bot să ți minim 200 de boți. De 10 euro. Minim. Când se uita Mișa, pe s-a cocerut mișa site-ul ca să dau și lui satul de unde cumpăr eu boți. Eu nu am site. Eu am un prieten care fiecare țară are prețurile lor. De exemplu, în Europa cu 10 euro cumpăr 200 de boți max. Dar ea nu stau tot timpul. Ea că scrie clar acolo când două dau factură când cumperi boții, îți scrie zilele. Câte zile stau pe canalul tău. Eu când cumpăr boți de pe China, cu 10 euro îți bag 500 de boți. Dar nu, aproape 500. Dar ăștia stau 365 de zile. Pe Europa, dacă cumpăr boți cu 10 euro, nu stau atâta. Stau maxim 20 de, de zile și după aia dispar automat tu, când te-ai băgat boții, omul când se abonează la canalul tău, tu nu-i vezi. Că îi țipă afară YouTube. Pentru că tu ai cumpărat boții doar provizoriu. Nu ai cumpărat pe 2-3 ani. De exemplu, la canalul meu, da, exemplu, pe canalul meu, eu mi-am băgat o mie de boți. Da? Și atunci când tu îți bagi boți, trebuie să și lucrezi cu YouTube. Adică să vin și alții noi să se aboneze trebuie bani boți și tu nu ai niciun abonat pentru că tu scazi. Mai ales dacă este canalul monetizat îți scade din preț. Nu mai ai acel preț pentru că tu nu lucrezi. YouTube este ca și o bancă ca și la, la bursă urcă scade, urcă, scade, urcă, scade. Dar eu unul, niciodată această doamnă Siria Pădurea care spune la cel căcat Uh, care, uh, care, a fost fetiță în bușcărie prin Italia, acel uh, mazalu, uh, nu i a băgat boți. Că femeia nu a vrut să-și bage boți. A spus, eu nu bag boți, care se abonează la mine, se abonează, care nu. Bă, toți vă la live-urile mele anterioare și o să deschia, spune cu gura ei. Bun dar nu mi-a propus niciun serviciu și să revin la Dina. Când a văzut Mișa că cu 10 euro că am avut dreptate, a și și din grup. Mișa zice, bă, are dreptate Zoltan. O bine Zoltan, e, o să te mai sun. Ori eu i-am dat contul meu bancar, nu mergea ca să facă transfer în Mișa, că i-am zis, Mișa, pentru tine, că Dina este prietena atunci pe cea perioadă, Dăm 20 de euro și îți bag undeva la 800 de boți. Dar nu îmi cumpăr eu boții din Europa. Eu cumpăr boții din China pentru că este altul preț. Nu i ca în Europa. Acolo 10 euro e un salar pe o lună. Și atunci femeia când a văzut că nu știu mai băga Datu Dar tu și le-a pădurat, tu de la mine nu ai, nu mi-a dat niciun ban și nu mi-a pus nici măcar întrebare dacă vrei să-ți bag boți sau nu. Așa că nu mai menți menții pe acolo pe, pe canalul ăla. Eu nu am spus niciodată să nu mergi acolo nici Brigid la fel. Nici Brigid nu te-a deranjat niciodată. Iar ceea ce vorbești să ți, să, să -ți fie uh, rușine pentru că doar minți. Am crezut că ești femeie cu toată firea dar din păcate minți. Dacă nu mă crezi du pe live-urile mele și o să vezi că ai fost acolo un streamer la mine după aia tu, când făceai live, vineam și noi la tine. Dar toată asta a plecat de la ele, pentru că tu te-ai cunoscut cu ea. Și noi de la el te a cunoscut. Înțelegi? Asta este tot ce am de spus în legătură cu stilia pădurarului. A, că îți bagă alea două, curvele alea două și cu ăla care a fost fetiță în pușcărie în Italia, este cu totul la ceva, Dar eu îți mai pun o dată întrebarea. Unde sunt dosarele alea care tu i dat în judecată pe ei? Că ai spus public pe canalul meu că nu te lași până nu dai în judecată. În Italia. A și trimis actele pașaportul tău sau, da, pașaportul tău de Italia la Brigid. Nu, nu ne avem mare, că am spus la Brigid. Băi, știi că nu avem nevoie de actele alu femeie. Tu l-ai trimis singură, eu nu am cel nici eu -i Tu l-ai trimis singură, singură cu mâna ta. Așa că stai unde vrei, nu te obligi, am spus clar. Și repet, nu faceți comunitate, fiți parțiali. Nu faceți, uh, nu vă cu nimeni. Încă voi automat, când vă cu cineva, o să plecați în groapă. Ah, că te mai duci pe la lui și că mai spui salutare, cea bună și lași un like, este cu totul altceva. Dar cum a vine la tine în și te respectă, nu că ești obligat, dar măcar tu din bun nu simți să mergi la el, să spui și tu salut, ai dat un like și ai plecat. Eu de asta, că acum spuneți, mai puneți întrebarea că... Vezi, doamnă, că noi am făcut alianță între eu, Ondin și Liana. Nu. Fiecare este independent. A, faptul că ne respectăm noi, între noi, este cu totul altceva. Dar noi nu avem alianță nici cu Liana, nici cu Ondin și nici cu nimeni. Că vreau să ajut eu pe Ela. Faptul că mi-a făcut un gest este cu totul altceva. Dar Ela are canalul lui, ea deși de ce vrea să facă pe canalul lui, nu poți să-i comand eu canalul alu femeie. Ela, și întrebați-o pe Ela, că ne-am băgat, că am măștat-o pe ela, a trimis 124 de euro. Cred că am și pe aici, a trimis bani prin monigram. Ne-am băgat abonați și are și abonați reali. Și am dat și canale, că am spus la ele, la, eu îți bagă și dar, dar, tu trebuie să ai și oameni noi care vin la tine pe, pe canal. Așa că, Silvia Pădura, vorbești prostii. Dar dacă nu mă crezi, o să fac pe ea să facă un live. Să-ți explice ea cum am lucrat cu ea. Și eu nu am luat niciun mal la ela. A, a, dat șase rom plus la Atente. Și am zis la ea. Băi, a dat șase în plus. Trebuie să dau bani apă. Zice, Zoltan, ne lasă acolo. Beau cafea. Dacă nu mă crezi tu, doamna Silia Păduraru, ia bagă-te tu la cineva, dă tu cu banul să vezi cât stă boții. Ca aia curba aia de palamideasa, parașut aia, boții care se dă ție de 10 euro nu stă mult. Îți pleacă după două săptămâni, nu mai nu, 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 nu mai vezi acolo și automat când cineva se abonează la tine, tu nu-i vezi. Pe că aia nu s-o pe o perioadă lungă. Așa că nu mai mânca căcat, că mânci, vorbești prost. Asta am vrut să vă spun, dragi oameni, dacă vreți să vă ajut canale cu boți babă, bagă la zolta în bani, că te ajut dacă vrei boți. Și e bine că ai boți, pentru că nu-ți poate închide nimeni canalul, apropo că sunt plătit, deci tu ai dat niște bani la YouTube, și e foarte greu să se închide un canal. Dar dacă voi sunteți proști, vă deschide o mintea. Ca zic că toți sunt eu Zoltan, băiatul la bun. Așa că v-am bupat oameni buni.